Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghimp, emisiunea de promovare electorală. Invitatul nostru de astăzi, din studioul Capital TV, este domnul Sorin Marica, deputat, dar nu aceasta este calitatea domniei sale, ci cea de susținător al candidaților pro-România la Consiliul Județean, pe lista consilierilor județeni, și nu în ultimul rând al primarilor și consilierilor locali pro-România. Bună ziua, domnule Marica, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Nu v-am văzut de mult. Ce mai faceți? E adevărat. În ultimul timp am fost foarte ocupat, pentru că, după cum știți, formațiunea pro-România e un partid nou înființat. Și am încercat în ultima perioadă de timp să trec și am trecut prin toate comunele țării, m-am ocupat foarte mult ca să avem organizații peste tot, așa încât în alegerile locale în care ne aflăm astăzi și care vor fi pe 27 de septembrie să reușim să avem cei mai buni candidați pe care poate prezenta pro-România și să avem liste de Consiliu Județean, liste de Consiliu Local, Municipal și ORSMS, cam în toate OAT-urile. Din păcate, n-am reușit, dar au rămas câteva comune, nu care, din punctul meu de vedere, n-ar trebui băgate în seamă, dar chiar nu s-a putut realiza acest obiectiv. Haideți, cum ați făcut curios, unde? N-aveți. La Cerbăl, de exemplu, în Ținutul Pădurenilor, la Băița, la tot undeva pe Valea Mureșului, cred că la Certej, cred că la Romos, deci cam astea sunt localitățile unde... Da, am înțeles. Nu știu, am astea avut oameni... Astea sunt localități în care sunt anumite fifuri acolo și... Da, nu neapărat. Cred că totuși am fost un pic și păcăliți în unele comune. Am găsit candidați, da, o să venim, o să facem, o să dregem. Când am intrat pe ultima 100 de metri, păi știți că nu mai pot, că am renunțat, că nu vreau să supăr pe nu știu cine și cam asta. Nu să mai merge cu porcăria asta, că nu vreau să supăr. Deci vreau să vă spun, și nu-mi vine să cred, eu am plecat din primărie. Ar trebui să vă vină să credeți că ați fost și primar. Păi tocmai asta vreau să vă spun. Eu am plecat din primărie în 2014, știți prea bine, da, în urma alegerilor parțiale care au fost pe Colegiul 3 la vremea respectivă, în Colegiul 3. Nu s-a întâmplat. Deci nu-mi vine să cred. M-am întâlnit cu sute de oameni în toate comunele astea prin care am umblat. Așa, nu știu, s-a instalat o teroare, pot să spun, asupra, și aici mă refer doar în mediul rural, în mediul urban nu am întâlnit chestia aceasta, dar în mediul rural mă întâlneam cu oameni cu care mă cunosc de fapt, domnul deputat, bine, ce faceți pe la noi? Păi uite, pentru... vai de mine, că să nu audă primarul, să nu audă viceprimarul. Indiferent de Indiferent de coloratura politică, deci nu se... Adică să n-audă primarul ce, că a stat de vorbă un cu noastră. Da, ca să nu creadă, domnule, dar uite, vrem să facem o organizație. Nu, să nu, că nu vreau, că... Păi, dar ce, de unde s-a ajuns la toate chestiile? Păi știți că am copilul ajutor social sau că am... N-am înțeles. Păi așa, și ce ajutor social dă primarul de la... Păi nu știu, tocmai, mama lui din deci portofel. Tocmai nu pot să înțeleg de unde s-a ajuns. E foarte interesantă percepția asta a oamenilor. Eu în 2000, în 2004, în 2008, deci candidam câte... Cred că la Sălaș într-un an am fost și 15 candidați pentru funcția de primar. Dar nu era, nu se întâmpla în campanie electorală. Toți eram prieteni între noi. Acum mai erau câte o râcă, câte o... Dar nu la modul ăsta, nu la modul că... ăsta. Acum chiar nu sunt... am înțeles că nu pot... Nu știu, vă dau un exemplu. Cred că sunt comune unde candidează... Cred că la Răchitova, dacă nu mă știu. Acolo candidează doar PSD-ul și PNL-ul. Și PNL-ul, atâta. Da. În rest... Am vrut să-mi pun candidat la Răchitova și n-am reușit. Domnule, facem o listă de Consiliul Local acolo, dar nu mă bagă, nu vreau să-i supăr. N-am nimica cu ei, sunt prietenii mei și pe partea stângă și pe partea dreaptă, dar nu pot să înțeleg de unde Bine, acolo s-a e vorba de doi oameni foarte orgolioși, amândoi, din câte știu eu, care fiecare ar vrea să... Dar ce... Adică stai un pic, Gheorghe din Răchitova, nu are dreptul
să candideze, că e constituțional. Păi are dreptul să candideze, dar v-am spus, ca să nu facă deranj. Să nu facă deranj. Dom'le, nu, oricum și așa nu câștig, sunteți un partid nou acum. Dom'le, obiectivul nostru nici nu e să câștigăm. Obiectivul nostru e pentru 2024. Noi vrem să facem organizații, să avem candidați, oameni care n-au mai făcut politică, oameni tineri. Asta era ideea. Ce să vă mai spun, dacă rugam, păi domnule, uite, haideți să vedem, să orice, să nu ne vadă, să nu mă pune să semnez nimic, că nu vreau da, să semnez. Da, mai asta și pe asta, cu semnăturile, da. Cu listele de... Exact, așa ceva n-am văzut. Chiar am pățit-o da, și în alte comune. Da, știți ce am auzit eu, haideți să vă spun acum. La 2-3 ore, mă iertați și pe urmă, la 2-3 ore mă suna, respectiv. Deja și știe primarul că m-am întâlnit cu dumneavoastră. Și... Păi ce, dar primarul nu are altă treabă decât păi să știe... nu știu, dar probabil vor să securizeze votul. Bine că... Dom'le, dar acum... e penibil, suntem în 2020. Asta e, deci asta e. Am întâlnit-o spre surprinderea mea și nu vine să cred, chiar și la Comuna Sălaș. Deci eu, pe în cuvântul comuna meu, dumneavoastră, la comuna în care am fost atâția ani primar, da. Asta, cum, domnule, deci nu cred. Pot să înțeleg. Tot felul că lasă că vă ăsta, dacă, de ce ai vorbit cu deputatul, de ce te-ai întâlnit cu el. Stai, domnule, că matale, deci dumneavoastră l-ați spus primar pe ăla care e acum. Eu acolo. I-am, vorba aia, știți cum e, i-am, mulți dintre ei am luat de la coada vacii și... nu vorbesc de primarul actual, în, la modul general, cred că am ajutat zeci de oameni... cel puțin tineri care știam că nu poate să-i ajute altcineva să își continue școlile, să meargă la o facultate, să îi găsim un loc de muncă, fără să fac influență către ceva, da. Doar că stăteam cu el de vorbă și îl canalizam, ca și pe copiii mei sau ca și pe oricine. Deci chiar am și ajutat. Acum v-am întors. Și știți, deci vreau să vă spun că pe cei care am ajutat cel mai mult, cel mai mult, pot să spun asta, că i-am luat de la coada vacii sau durmeau în cojoace și erau paznici, nu știu pe la ce întreprinderi pe acolo, deci chiar aia mi-au întors spatele. Dar nu e o problemă pentru mine. Eu știu și când astăzi erau alegerile, mâine se terminau, da? Ajungeam primar. Veneau de pe alte liste de partide, candidați la Consiliul Local. Domnul primar, păi știți că uite, nu... Deci chiar n-aveam, la mine în secunda 5, după ce s-a terminat și s-a așezat nou Consiliul Local și așa, deci totul era, o luam de la zero. Cum să nu-l ajut pe omul ăla dacă puteam să-l ajut? Dar eu am uitat, comună, deci am nu, uitat da. Efectiv pentru că știam păi, că n-are da, ce să-l ajute, că știam pare... că, n-are, că nu se ducea la contracandidatul meu, n-aveam nicio treabă, nici cu ăla. Dar da, mi se e. Pare interesant acum, am văzut că n-ați mai continuat. Când mi-a spus că și în comuna noastră Sălașul de Sus ați pățit lucrul ăsta, da. Să nu se spere primarul și eu am zis, păi dumneavoastră l-ați spus pe primar, ce, nu e adevărat? Păi bă, e adevărat, cum să nu, doar că el acum, dar chiar n-aș vrea să vorbim. Păi, dar vreau eu la să un vorbim, moment dat îmi spunea cineva din comună, domnule, că... Eu doar l-am propus, dar treaba el și-a făcut-o, că nu l-am susținut. Deci chiar păi mi se omul pare... se laudă, că spune că are realizări, că a făcut Mălăieștiu, că a asfaltat, că a intrat sapă, canal, că a făcut primăria, că a făcut parcul. Este că... adevărat că a continuat ceea ce am lăsat eu, ani de zile. Acum, da, adică n-a făcut că... el proiectele. Păi, sincer să vă spun, în perioada asta, 2017-2020, ce știu eu și știu, pentru că nu, aici chiar nu mă poate contrazice nimeni. Aș vrea să vorbim despre subiectul ăsta, domnule, Marica, două secunde și vă spun și de ce și vreau să înțeleagă și telespectatorii. Pentru că dumneavoastră ați fost primar la Sălaș, n-ați trecut niciodată un alt partid politic multă vreme până când ați după 20 ajuns, de după ani. 20 de ani. 20 de ani la, trecut. Pro-România, care până la urmă e tot un fel de dar mai liftat așa, că mai cu un facelift, tot partid de stânga e. Corect. Și câtă vreme ați fost primar la Sălașul de Sus, ați avut proiecte. Și atunci, de asta vă întreb, care e de fapt adevărul? Deci a făcut ceva omul ăsta sau de fapt dumneavoastră i-ați lăsat mâncarea gata, pregătită pe masă și el a mâncat-o? Vă spun cu cea mai mare sinceritate. Și știți și dumneavoastră, eu niciodată nu m-am cățărat pe spatele la nimeni. Nu numai că am stat 20 de ani în Partidul Social, dar am stat în opoziție
12 ani din mandatele care am fost. Da. Pentru că imediat în 2004 au venit liberali la putere și eu știam, dar mă pregătisem, sincer vă spun, după al doilea mandat care l-am câștigat în 2004, eu știam, am intrat în NATO, știam că o să intrăm și în Uniunea Europeană. Și atunci, normal că mi-am și propus. Știți că a fost racolarea aia prin 2005-2006, da, când toată țara Hațecului, toată lumea era la PSD și au trecut alături de PNL, de domnul președinte Mircea Moloț. Să știți că de multe ori chiar președintele Moloț le reproșa, bă, mi-a spus 30 de primari, trebuia să mi-l aduceți pe ăla de la Slaj, pentru că eu pe ăla vreau. Și fac o paranteză aici, și în 2012, când a fost USL-ul, candidații, Dan Radu Rușanu, Mariana Câmpeanu, că știți că ăștia mereu veneau de la București și... Da, plus ce au fost. Deci majoritatea clipurilor care s-au filmat în perioada respectivă, toate au fost filmate în mediul rural, vorbesc. Toate au fost filmate, 70% din clipurile respective au fost filmate în Comuna Sălașul de Sus. Pentru că, efectiv, din 1 ianuarie 2007, când am intrat în Uniunea Europeană, da, eram în perioada de preaderare, eu eram pregătit. Era la început, cu cijmele, cu nu știu ce, dar am avut proiecte, am avut și, am lucrat la un plan, nu eu singur, dar oamenii de care m-am înconjurat au fost lângă mine și am reușit și în perioada 2007-2014 să facem un plan de dezvoltare al comunei. Deci nu s-a făcut nimic după ureche acolo. S-a introdus conductele de canalizare, de apă și pe urmă am venit frumos cu asfalt și așa mai departe. Și în 2014 ăsta a fost, eu niciodată, că spuneam că nu m-am cățărat pe spatele la nimeni, deci ei au venit la mine, Partidul Social Democrat a venit la mine, bă, frate, trebuie să merg să candidez, pentru cu toate că aveam un handicap din punct de vedere al voturilor, că erau 21 de UAT-uri în Colegiul 3, PSD-ul mi se pare avea 5 sau 6 comune, că Hațegu era liberal, Călanu era liberal și asta toți au garantat pentru mine în fața conducerii județene, pentru ceea ce am făcut acolo. Și de-aia vă spun, am lăsat proiecte până astăzi, deci actuala conducere, actuala administrație de la Sălașul de Sus și astăzi lucrează după ce am lăsat eu... Deci după un mandat și da, jumătate. Dacă cred. Țineți minte, în... Nu, cât are? Un mandat și jumătate? Nu are un mandat și jumătate, are un mandat întreg, pentru că, dacă țineți minte, eu în 2016 am venit din nou, am candidat la primăria Sălașul de Sus, am stat 6 luni, în alea 6 luni de zile, am scris 2 proiecte. pentru mine era ușor. Că v-am spus, aveam o echipă competentă în spatele meu care se ocupa de cererile de finanțare și de urmăreau cu atenție ghidurile. Am lăsat atunci 4 sate, da? Ceea ce și astăzi cred că lucrează la ele sau poate le-a terminat pentru străzi, plus 2 cămine culturale. Aici n-am înțeles care... abia acum, după 4 ani de zile, respectivele cămine culturale au intrat în lucru. Nu pricep. Când ele trebuiau să fie terminate de mult. Deci asta ar fi un deraj. Cum să vă spun, domnule, eu odată ce am plecat de acolo, sigur că am ținut aproape, poate chiar mai mult decât ar trebui. Eu nu sunt tipul de a mă duce dacă am un alt loc de muncă. Sigur că am încercat tot timpul să-i ajut, dar dacă nu a fost bună voință, eu nu puteam să mă bag cu japca peste ei, bă, frate, că fă aia, fă aia. S-a renunțat la un proiect drag care mi-a fost mie, introducerea gazului metan în comuna Sălașul de Sus. Nu atât că era nevoie, este nevoie de gaz metan, dar era necesar o alternativă la lemnul de foc, pentru că nu se mai poate. Vedeți că e un jaf în pădurile României și atunci, efectiv, trebuia să găsim o alternativă. Bine că acum sunt panouri solare, dar eu cred că orice gospodărie ar trebui să aibă 2-3 surse de încălzire pe timpul iernii, de gătit masa. Și nu strica, am avut, v-am zis, un proiect pe 5 sate care erau pentru perioada 2014-2020. Deci astăzi, acum când vorbim noi doi, în cele 5 sate din comuna Sălașul de Sus trebuia să fie gaz. Și vi le și reamintesc, pentru că era și satul meu, erau Hoaba de Supiatră, Sălașul de Jos, Sălașul de Sus, Zăvoi și Rualb.
ca în exercițiul bugetar 2021-2027, sigur să continuăm cu extinderea în celelalte 11 state ale comune. S-a renunțat pe motiv că a apărut fondul, nu știu ce fond înființase Dragnea înainte de alegerile europarlamentare, da. Și a renunțat cu mare ușurință. N-am înțeles, dar mă rog, asta e. Și în această perioadă că au rămas, a rămas descoperit trei sate, Coroieștiu, Râul Albu și Râul Mic, unde mă așteptam ca să scrie un proiect pentru îmbrăcăminți bituminoase ușoare, să se asfalteze și străzile alea. Au mai rămas două legături între satele Râul Mic și, și Paroș, la fel. Mă așteptam, a fost PNDL-ul, Comuna Sălașul de Sus, cred că e singura care efectiv n-a avut niciun proiect scris de actuala conducere, mă refer. Pentru că restul au fost absolut toate scrise de mine și semnate de mine și umblat. Mai era Zăvoi, o habă de sub piatră, la fel. N-am înțeles de ce la ora actuală. Pentru că, sigur, o să continue cu infrastructura și 2021-2027, dar eu mă gândeam pentru totul altceva în perioada asta, să obținem proiecte pentru mediul înconjurător, pentru digitalizarea instituțiilor, da, din Comuna Sălașul de Sus, pentru o agricultură modernă, pentru totul altceva. Bine, timpul nu-i pierdut, sigur. Săptămâna trecută chiar am avut... Păi, nu-i pierdut, dar totuși cineva și-a avut niște merite. Le recuperăm. Deci, indiferent, am capacitatea și posibilitatea de a recupera într-un timp foarte scurt, într-așa fel încât cele... Stați un pic, domnul cele trei sate. Marica, că până la urmă, dumneavoastră, nu știu în ce măsură puteți recupera, că nu candidați la primărie. Nu contează, acolo. Deci nu contează. Indiferent cine va ieși primar, măcar cetățenii să știe că am toată disponibilitatea de a continua și de a aduce sau readuce Comuna Sălașul de Sus acolo unde de fapt e locul. Săptămâna trecută am avut invitat pe doamna Corina Crețu, a fost în Valea Jiului și am rugat-o. Mă știu cu ea de atâția ani de zile și în general doamnei îi place foarte mult în mediul rural. Deci vreau să vă spun că a fost super încântată de ceea ce a văzut în... Sunteți din zonă și știți, da, și dumneavoastră cei în Comuna Sălașul de Sus. Și acum mă sună, să știți, foarte multă lume pentru... își caută locuințe ca terenuri, să-și cumpere sau... terenuri, ca să-și construiască. Mă bucur că au venit foarte mulți tineri din afară care acum având absolut toate utilitățile și-au construit case noi și eu chiar sunt mulțumit de ceea ce s-a realizat. Sper să le dea minte celor din alegătorilor din Comuna Sălașul de Sus. Ei oricum aveți știu realitatea. Ei știu realitatea. Oamenii? Bineînțeles. Aveți candidat acolo? Avem candidat, sigur că da. Avem, e viceprimarul actual. Avem o listă de consiliu local foarte bună. Cred că păi e și pe... nu se supără primarul că va candida viceprimarul? Acum poate să se supere. El că tot ales, vorbeam de supărări la început. El a ales. Cum să vă spun, eu dacă eram în locul lui în secunda 2 când eu am plecat în Pro-România, trebuia măcar să-mi fi dat un telefon, să-mi spună, domn deputat, vin cu dumneavoastră sau nu mai vin cu dumneavoastră. Deci vreau să vă spun că, nu știu, cred că 3, 4, 5 luni de zile, efectiv, cred că nici nu mai știa că există. Dar mă rog, nu are nicio importanță. Eu sper adică că... Adică nici măcar nu v-a mai sunat? Cu siguranță vă spun, cred că luni de zile, imediat după alegerile europarlamentare de anul trecut. Hai că mi-e greu să cred, eu vă cunosc pe toți și vă cunosc destul de bine. Sunt convins. Aspectul ăsta nu l-am știut. Sunteți din zonă și... Deci aspectul ăsta chiar nu l-am știut și nu mă așteptam la el. Nici eu nu mă așteptam. Da, vedeți, pe cine... Nu-l aștept mă rământă la să străiești, nu? Probabil, a spus-o dumneavoastră. Așa. Bun, cum merge campania electorală în județ? Cum sunt candidații? Eu zic că... Cât de capabili sunt ei? Acum, normal că o să-mi spuneți că sunt capabili. Păi, nu, de chiar unde sunt. I-ați luat? Cum i-ați scos? Că mă gândesc că pe ăștia nu i-ați luat de la coada vacii. Chiar sunt. Bine. Vis-a-vis de ce am vorbit. Încă o dată, să facem o rectificare. Glumeam, dacă domnul, nu s-a înțeles. Marica. Deci, eu nu vorbesc de actualul primar, că l-am luat de la coada vacii. Am spus că mulți dintre ei care... Pe care i-ați ajutat. Corect, deci nu vorbesc de... Da, am înțeles lucrul ăsta. Avem candidați foarte buni, începând cu Valea Jiului până la
ultima comună spre Arad, ZAM, dacă doriți, sau de la nord la sud, de la est la vest, mai puțin în cele care... În Valea Jiului chiar avem candidați foarte buni, oameni cu notorietate, la Lupeni avem un domn inginer Ivănuș, la Vulcan fostul viceprimar... Un meci interesant la Vulcan. Da, și eu după câte... și sunt... Nu știu dacă acum pot să vă spun convins 100%, dar am umblat foarte mult în Valea Jiului, deci avem foarte mari șanse acolo să câștigăm primăria și sper că o să și reușim. Avem un candidat bun la Ninoasa, la Petroșan la fel, domnul Feri Gheșner, care a cochetat și în anii trecuți cu politica, a fost și consilier județean, cred că 2 mandate. Avem șanse mari să câștigăm la Petrila, domnul Dorin Curtean, la fel viceprimarul actual acum, dânsul e de mult în administrație și la fel după informațiile mele și la ceea ce am văzut în teren când am fost în Valea Jiului, lucrurile merg înspre candidatul nostru, voturile sper să meargă înspre candidatul nostru și să facem o figură frumoasă, chiar să câștigăm și la orașul Petrila. Oricum, eu zic că vom avea un procent destul de bun în Valea Jiului la aceste alegeri locale. Să știți că avem un candidat bun la Bănița. Iau. Și o să vedeți că o să fac o surpriză foarte plăcută acolo. La fel, mă aștept să câștige la Bănița. Lasă-lașul de sus, venind spre Țara Hațegului, sunt convins că o să câștigăm atât postul, fotoliu de primar, cât și Consiliul Local. O să avem cele mai multe voturi, Lasă-lașul de sus. Așa. Pe urmă, la Râu de Mureș avem un candidat foarte bun. Hațegul, spuneți-mi de Hațegul. Păi, veneam așa. Înspre Hațeg. Înspre Hațeg. Înspre Hațeg. Sunt convins că după 8 ani de zile în care orașul Hațeg, eu mereu îi spuneam Hațegului că era perla județului Hunedoara, era un oraș cochet și înainte de 89 Hațegul era un oraș cochet, era multă industrie ușoară. Da, era concentrat într-un oraș mic. Era fabrica de bere, era abator, erau conservele, erau sigur foarte că da, sigur că da. Ateliere de călătorie, tot felul. Exact, care făceau cooperativa Hațegană. Cooperativa Hațegană, așa e. Deci, în 90, după cât îmi amintesc eu, Hațegul avea în jur de 8-9 mii de locuitori, dar zilnic se perindau în orașul Hațeg 13-14 mii de oameni care munceau în orașul Hațeg. Și mereu, nu știu, așa l-am asimilat eu orașul Hațeg ca unul din cel mai frumos, de fapt, din județul Hunedoara, pentru că, din păcate, în ultimii ani nu s-a mai întâmplat acest lucru și mai mult decât atât, eu eram copil mic, sau nu numai că Hațegul arată rău acum, s-au distrus și ce era frumos în orașul Hațeg. Și vă și spun, era strada Gării, care era superbă. Era strada, fostă stradă 23 august. Nu știu care e strada. Acum se numește strada Timișoarei. Pe lângă spital, înspre Eminescu. Am înțeles. Strada Bisericilor. Deci au fost niște străzi foarte frumoase. Erau pline de arbuști deosebiți. Din păcate, în această perioadă, după 2012, s-a ras totul acolo, s-a culcat totul la pământ, inclusiv, dacă țineți minte, și în centrul orașului, și în parc, și acum, în fața băncilor și magazinelor, ca să nu dăm, erau niște arbuști foarte frumos, erau merișorii aceia, da, dacă îi țineți minte, cu frunzele roșii, o raritate. Din păcate, s-au distrus. S-a distrus tot ce s-au a fost toaletat, s-au frumos. Uscat, s-au toaletat, s-au uscat, au venit alte... Deci totul a fost destul de prost gândit din acest punct de vedere.
Nici parcul pompierilor nu putem să spunem că e ceva ieșit din comun. Acum chiar e ieșit din comun, zici că l-a arat cineva. Probabil, n-a mai trecut, sincer să fiu, n-a mai trecut de acolo. Hațiganii au acum o șansă prin Nicu Timiș de a reveni la primăria orașului Hațeghieri. Am fost cu el un pic în campanie pe la blocuri și să știți că oamenii l-au primit sau ne-au primit cu foarte mare plăcere, pentru că și spuneau la Nicu Timiș: domnule, la 4 dimineața, că era vară, că era iarnă, zăpada se aduna, că era vară, erau toți cum care erau în serviciul ăla de salubritate, da, măturau, făceau curat, se udau rondourile de flori. Deci Nicu, pe lângă faptul că e un bun gospodar și... Vă referiți la Nicolae Timiș. Da, Nicolae Timiș, despre el este vorba. Candidatul pro-România. A fost și un bun administrator, deci chiar cunoaște administrație Nicu și... A fost și el, a avut o echipă bună în spatele lui, nu-i, se știe, deci a avut proiecte foarte multe câștigate în perioada în care a fost primar, dar din păcate, nu știu, în 2012 așa a fost, ei n-au candidat nici pe USL, s-au împărțit, Nicu a candidat, Nicu Timiș de la Partidul Social Democrat, actualul primar Marcel Goia de la PNL, nu știu ce s-a întâmplat acolo. A pierdut și 8 ani de zile, să știți că totuși se simte în orice localitate. Că mare ispravă nu s-a făcut în ultimii ani de zile. Dacă stau bine să mă gândesc, el n-a pierdut nimic. O pierdut Hațegani. Păi, de asta vă spun. Mare lucru, eu sper că astăzi cei care vor veni în 27 la vot să se gândească mai bine și să îl readucă pe Nicu Timiș la primăria orașului Hațeg, pentru că hațiganii n-au doar de câștigat cu venirea lui. Mergând mai încolo la Hunedoara, avem candidat, zic eu, destul de bun la Călan, deci chiar avem. La Simerea, domnul primar Emil Rișteiu, sunt convins că va câștiga cu brio. Mai avem niște comune pe Știșu Mic, pe care sper să-l câștigăm, Orăștioara, Cârjiț, deci chiar avem candidați pe care ne... și la Brad avem candidat, sper să facem o surpriză bună, e greu de bătut Florin Cazacu acolo, cum e greu să câștigăm și la Lupeni, nici nu ne facem... speranță sau... Dar asta... Dar nu se știe niciodată, asta e, nu uite, se știe niciodată, dar eu sper să scoatem un... Și la Deva? Și la Deva avem un candidat foarte bun, domnul Mihai Mica. Am înțeles eu cu ani în urmă, a fost și city manager al municipiului Deva. Un om foarte pregătit. Are o echipă bună de consilieri în spatele dumnealui și sunt convins că și aici o să facem o figură foarte, foarte frumoasă. Vorbim puțin despre candidatura lui Dacian Ciodaru la funcția de președinte al Consiliului Județean și despre echipa de consilieri și despre... Deci Dacian Ciodaru este un tânăr care a mai făcut politică. Într-o discuție avută cu domnul Dorin Gligor, cu Nicu Timiș, cu Emir Rășteiu, am convenit că ar fi bine, cam asta a fost și dorința conducerii de la Națională, de la București, domnul Victor Ponta, să găsim tinerii. Chiar v-am spus, obiectivul nostru de fapt e pentru 2024, să în această perioadă, să până în 2024 să încercăm să avem absolut peste tot organizații, să facem organizații puternice. Și revenind la Dacian Ciodaru, deci el a mai făcut politică și eu zic că a fost cea mai bună soluție pentru Partidul Pro-România la Consiliul Județean. Pentru că
Omul e și pregătit din toate punctele de vedere. El a lucrat la Universitatea din București, din Petroșani. Cred că a avut și ceva ore pe acolo. S-a remarcat și, ca, și în activitatea politică și administrativă. Și eu sper că o să avem un rezultat bun, eu știu, un 12, un 13, un 14%. Are în spatele lui o listă de consilieri județeni, am înțeles că o medie de vârstă undeva în jur la 40-41 de ani, ceea ce spune foarte mult. S-au adunat foarte mulți tineri în jurul dumnealui. Majoritatea dintre ei, cred că 60-70%, n-au mai făcut politică. Am înțeles că are un tânăr care are 23 de ani, 24 de ani și sunt convins că oamenii ăștia n-au venit din absolut nicio obligație pe lista de consilieri județeni, au venit să facă treabă în Partidul Pro-România și chiar își doresc cu adevărat să facă treabă. Noi suntem pe partea stângă, că vorbeam că suntem un pic mai altfel. Știți că chiar și la Bruxelles a fost la nivel de Consiliul Europei o bucurie, după câte mi-amintesc eu, că în sfârșit s-a găsit pe partea stângă un partid agreat acolo, pentru că erau probleme în ultimul timp cu Partidul Social Democrat, dacă mai țineți minte. Da. Și eu sunt convins că și Dacian Ciodaru și lista de consilieri județeni o să facă o figură bună la alegerile din 27 septembrie și vom reuși un scor bun. Vă spuneam eu, sper acolo undeva un 15%, dacă nu un pic mai bine. Am înțeles. De ce ar trebui să voteze oamenii pro-România? Vorbeam despre candidați și din păcate vedeți dumneavoastră, e greu acum să te lupți cu partidele mari și aici e clar că și nu numai aici, a fost umblat între PNL și PSD, pentru că efectiv nu ne-au dat nicio șansă, nici nouă care suntem pe partea stângă și nici USR-ului sau PMP-ului care sunt pe partea dreaptă, de a se face alegeri în două tururi. Pentru că la alegeri în două tururi, cum să se, vă spun, mi se pare și o legitimitate mai bună a primarului, că e una să câștigi cu 22-28% și alta să câștigi cu 51-52% în turul 2. Sigur că legitimitatea este mai mare și inclusiv primarul are o obligativitate mai mare față de comunitățile locale când ai un rezultat cu peste 50%, înseamnă că comunitatea respectivă chiar te-a apreciat cu peste 50% din votan și atunci asigur că și tu, ca și primar nou ales, trebuie să ai o obligație mai mare față de comunitatea respectivă. Dar din păcate nu s-a vrut și nu s-a dorit chestia asta. S-a rămas tot pe un primar dintr-un singur tur. Eu că nici nu mai înțeleg câți primari o să se schimbe. 200 de primari din 3000 și ceva. Pentru că e greu să bați un primar în funcție din primul, corect, dintr-un singur tur. E foarte greu. E foarte greu. Și eu am văzut că multă lume ne agrează și în Valea Jiului și în Țara Hațegului și pe Valea Mureșului că a apărut un partid nou și de asta sunt convins că oamenii pentru asta o să ne și voteze. Victor Ponta a fost un premier și foarte bun în perioada 2012-2016 sau 2011-2014
care știți bine că a reîntregit salariile tăiate pe vremea guvernului Boc, a redeschis spitalele, am avut o perioadă fondul monetar care a fost în țară în acea perioadă împrumuturi de miliarde de euro, am reușit să achităm acele datorii. Din acel moment fondul monetar n-a mai fost în România, dar din păcate o să-l avem după 2021 pentru că asta se urmărește. A fost aproape de locuitorii Văii Jiului, dacă țineți minte, primăria Aninoasa, primăria Lupeni, aproape că intraseră în insolvență și el în perioada în care a fost prim-ministru a ajutat aceste primării de a ieși din insolvență. Și lumea pentru asta o să voteze Pro-România, pentru că are oameni, mulți dintre ei noi, oameni, chiar dacă suntem mai puțini, suntem foarte vocali și încercăm să facem opoziție guvernului, să facem opoziție și PSD-ului, pentru că n-am înțeles niciodată... Oricum, cel mai vocal politician în timpul pandemiei a fost Victor Ponta. Cu siguranță, cu siguranță. Vedeți și acum, chiar dacă mulți dintre candidații noștri îți doresc, nu cred că era momentul acum, ați văzut, am avut 1700, peste 1700 da. de cazuri, nu cred că era prioritar. Era prioritar să facem alegeri acum. În 14 s-au deschis școlile, în 15 câteva dintre ele, poate chiar mai multe, s-au închis. Și de aia vă spun, deci chiar noi vrem să, nu cred că era necesar ca să avem acum. Puteam să amânăm alegerile în primăvară, inclusiv cele parlamentare, puteau să le comaseze puțin constituțional, nu-i voie ca să le faci în aceea zi, dar puteau să le comprime, nu știu, într-o lună de zile, săptămâna asta să facem locale, peste o săptămână să facem parlamentarele. Pentru că nu-i de joacă cu acest virus. Vedeți ce se întâmplă în toată lumea și eu chiar sunt convins că există acest virus și cât pot și pe oricine. Nu știu ce se va întâmpla la alegerile astea locale. Dar eu cred că ei sunt convinși că pe zi ce trece scad în sondaje și de-aia țin neapărat... probabil vor să sperie și lumea să nu vină, că știți că pe partea stângă de obicei... un tip de electorat care văd că la ora actuală mai mult sunt speriați de ceea ce văd la televizor și se bazează probabil pe faptul că nu o să vină la vot. Și eu sunt convins că prezența la vot față de alte ani va fi mai mică, nu o să fie aceeași prezență la vot, dar eu sper ca cei care și-au dorit acest partid nou Pro-România pe partea stângă să iasă la vot și să voteze candidații partidului Pro-România. Am înțeles. Ce le transmiteți pe scurt celor care s-au uitat la noi? La cameră, vă rog. Vă rog ca în 27 să veniți la vot, să respectați toate regulile de igienă care sunt impuse în secțiile de vot, și să votați candidații Partidului Pro-România, pentru că este un partid nou, un partid progresist, un partid cu viziune europeană și sunt convins că o să facem o figură bună la alegerile locale, într-așa fel încât să fim mândri în Uniunea Europeană că în sfârșit pe partea stângă în România există un partid cu adevărat democratic. Domnule Marica, vă mulțumim pentru prezența în emisiune și vă dorim succes. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și o să mai vin cu mare plăcere de câte ori mă invitați. Mulțumesc sigur. Mult! Stimați telespectatori, Sorin Marica, susținător Pro-România al candidaților din județul Hunedoara și nu numai, a fost invitat la Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți în continuare alături de noi, numai bine!